Salut, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi este un clip super special. După cum știți, m-am clasat în top 20 la concursul Next Face Awards România 2017. Sunt super, super fericită de acest lucru și astăzi am primit un super colet surpriză pe care l-am ținut așa sigilat pentru a-l desface împreună cu voi. O să vă arăt imediat cutia. Asta e cutia. Uitați cât e de mare. E imensă. Când a venit curierul și mi-a dus zița mai colet, eram toată cu zâmbetul până la urechi și nu venea a crede și nu puteam să mă abțin din uimire. Deci, aceasta e cutia, e sigilată. O voi desface împreună cu voi. Mor de curiozitate. O să vorbesc un pic, dar nu contează. Let's see. Ta-da-dam, ta-dam. Ta-da-dam, ta-dam. Come on, come on, come on. Hai. Bun. Hocus pocus, tu-tu-tu, facem o magie. Nu cred așa ceva. Uite cât e de cute. Deci, dacă vă era dor să mergeți din nou la școală, de ce chestia asta, doamne, nu vine să cred. Face Awards, da? Deci scrie Face Awards aici. Și acum să deschid minunăția asta, deși e așa de frumoasă. E plină, e plină. Nici nu știu de unde să încep. Bun, hai să începem cu... Să încep. Nici nu știu de unde să desfac. Am descoperit în trusa mea de școală. Deja am emoții, tremur toată în voce. O apă micelară de la Garnier. Este varianta cu water in oil, cu ulei. Eu am mai avut varianta pentru ten sensibil și chiar abia aștept să o încerc și pe aceasta. O pun deoparte. Ce mai găsim aici? Mai găsim o cremă de față de la Kiehl's. Așa arată. Stai să încerc să focusez către voi. Asta este o cremă. Să o desfac, să văd cum arată. Încă nu-mi dau seama exact, dar trebuie să văd pe parcurs care e treaba cu ea. Sushi al meu, motanul. Să vă dați seama ce a făcut de curiozitate. Hai, Sushi, unde ești? Ia uite. Hai, ești de acolo. Se pare că îi place. Îi place în cutie. Voi reveni din nou la normal. Ok. Hai, îți las cutia ție. Du-te acolo și joacă-te, hai. Bun, hai să revin din nou la produse. Avem o funguță de la Matrix. Oh my god. Oh. Sunt chestii pentru păr. Un ceva de păr, style line. Un spray pentru texturarea părului. Deci nu mai pot să citesc cum trebuie. Oh, ce mișto arată asta. Încă un ulei de păr. Egyptian hibiscus. Este un ulei de păr. Așa. Mai departe avem un gloss booster. Tot ceva pentru păr. Punem aici. Niște cataloage pe care o să le studiez mai târziu. O să văd exact ce e în fiecare. Am terminat cu produsele de la Matrix. Și urmează o sacoșă plină, o pungă imensă. Pa, pa! Bun.
Basic de la NYX. Mulțumesc NYX Cosmetics România, oh my god, e plină sacoșa asta. Uitați și voi ce e aici. Bun. Wow. Deci avem o paletă de blush-uri. Sweet Cheeks palette. Aceasta este. Bun. O să trec așa prin toate și dacă e mai încolo le desfacem să vedem ce e în fiecare. Aceasta este o oglindă. Oh, dar ce mișto e ambalată, parcă e o bijuterie. Super cute. Aceasta e oglinjoara. Bun, mai găsim aici un set de bureței care ne vor fi foarte util când vom face următorul loc. Bureței pentru fond de ten, alți bureței, șervețele de machiante, când e edită mai stratul de machiaj pe față. Sunt zile în care trebuie să dăm cu șervețele de machiante, chiar dacă ne demachiem normal, tot mai rămâne un rest sau ceva și e bine să avem și așa ceva în apropiere. Burețelul pentru fond de ten, așa arată. O paletă de conturare, Conceal Correct Contour. Aceasta este, nu de alta, dar să ne sculptăm pomeții. Da. Nici nu știu cum să le așez aici. Încă o paletă de conturare, deci double correction. Poate conturăm corpul și avem nevoie de mai mult produs. Un glitter primer. Super, este super mișto acest produs. Eu l-am cumpărat dinainte și mi-am făcut acest mic artificiu la buze. E foarte fain, foarte fain. Un eyeliner waterproof în nuanța Expresso pentru ochi. Termină. De când îmi doream acest produs, doamne, deci un eyeliner alb. De când visam la acest produs, salivam când vedeam pe site-ul oficial, pe site-ul nyx.com, așa ceva, și acum că a apărut și la noi, sunt super încântată. Abia aștept să-l folosesc. Mai am aici un demachiant pentru ochi și buze. Când folosim texturi foarte rezistente, automat ne trebuie un demachiant special. Acum avem unul. Și e super fain și pentru călătorii și e micut, e fain. O pensulă plată pentru fond de ten. Mai am aici o bază, un primer Angelville. Un fond de ten stick. Hai să focusez ca să vedeți voi. Acesta este fondul de ten stick. Hai să-l desfac. Dar stai că e sigilat. Ok, îl pun și pe acesta de parte. Ce mai găsesc aici? Iar pensulă, o pensulă pentru pudră. Niciodată n-am destule pensule. Așadar, e numai bun pentru întregi colecția. Încă o pensulă de buffing. Le iau mai multe așa în mână ca să vă arăt. Un creion jumbo, nuanța cașmir, este un gold, o nuanță aurie. Rujurile Lip Lingerie. Am aici vreo 3 nuanțe. Simt că dacă vi le spun pe toate nu o să mai termin, dar hai să vi le spun. Am un Lip Lingerie Seduction, Cabaret Show și Confident.
Bun. Un șampon pentru pensule, un prieten pentru doamnele și domnișoarele mele de acolo din spate, pentru a fi tratate cum se cuvine. Am mai găsit încă un iluminator, Born to Glow, alte rujuri lingerie, nu le mai spun că o să fac oricum posturi și poze separate și o să vedeți exact ce am primit, o să mă urmăriți pe Instagram pentru că o să mai postez acolo. Alte rujuri lingerie, again, lingerie. Așa. Cred că este o colecție întreagă, am 3 și cu 3, 6, 8, 10, 11, cred că sunt 11-12 culori. Super faine! Bun. Am mai găsit aici încă un iluminator Born to Glow, varianta mai închisă, Gleam. Pudra Finishing Powder, este pudra aceea HD liberă care o face fața să fie super flawless. Ok. Mai am tot creioane jumbo. Jumbo într-o nuanță de verde, într-o nuanță de cupru. Eu vi le spun așa după culori ca să nu vă țin foarte mult. Am mai găsit o culoare argintie, negru, black bean ăsta, sigur. Alte două fonduri de ten stick, mineral, în gama mineral stick foundation. Așa, opa. Acestea sunt niște glitere. Glitterele acestea super mișto. Bun. Avem aici mai mulți pigmenti. Unul este Stunner. Avem aici mai mulți pigmenti. Am unul foarte fain. De fapt, toți sunt fain. Trebuie să mă uit mai bine la lumină. Încă unul gliterat. Foarte bine arată. Și partea faină la acești pigmenti este că vă stimulează creativ să faceți lucruri cât mai inedite. Nu știu unde să mai așez aici. Hop. Așa. Am mai găsit încă un... Da, deci este gelul acela waterproof de sprâncene, Tame & Frame, în nuanța șocolat. Da, așa e, așa arată. Abia aștept să-l încerc. Și celălalt era? Ah, Doamne ferește, deci am vorbit prostii până acum, nu m-am uitat cu atenție. Anteriorul era tot gel de sprâncene, doar că era în nuanța expreso, am spus că era gel de ochi, dar de fapt e de sprâncene. În fine, mai găsesc eu aici niște creioane. Sunt creioanele acelea super rezistente, cred că sunt slide-on, da. Slide-on, glide-on, stay-on, definitely turn-on waterproof extrem. O denumire super lungă, dar creioanele acestea sunt tare faine, sunt colorate toate. Am de la nuanța verde, smarald, albastru, crem, roz, alb, negru, o mulțime de culori. Abia aștept să le folosesc în noul tutorial. O să fie ceva super, super special. Acesta a fost unboxing-ul. Eu mă mai uit un pic să nu fie ratat ceva. Mai scormonesc în ghiozdănelul acesta. Și în ultimul rând am o carte de vizită de la Cătălina, care s-a ocupat de livrarea și buna desfășurare a acestor... Doamne, nici nu mai știu să mai vorbesc. Mulțumim, Cătălina, că te-ai ocupat de livrarea produselor și ai fost atentă să se desfășoare totul cum trebuie. Iubesc acest ghiozdănel, abia aștept să-l port, e foarte, foarte fain. Acum o să vă arăt pe scurt cum mi-am înșirat eu toate produsele astea aici.
Așa, uitați câte minunății se trimit, câte au fost trimise de cei de la NYX Cosmetics România. Deci vă încurajez de pe acum ca la anul să vă înscrieți în număr cât mai mare la acest super, super concurs. După cum vedeți, sunt o mulțime de produse. Avem produse pentru păr, produse pentru față, machiaj în primul rând și acest super, super ghiozdănel. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-am făcut curioși. Vă rog să mă urmăriți acolo pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook, unde vreți voi și să mă susțineți și să-mi urați succes în proba următoare. Mă voi pregăti de o transformare, o să mă transform într-o zeita naturii. Mai multe nu vă spun, vreau să fie surpriză. Până una alta eu vă pup și abia aștept să ne vedem data viitoare. Pa!